Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui. Nu te lăsa în lupta grea. Și zice un cuvânt în Isaia că încălțămintea din învălmășeala luptei, haina plină de sânge vor fi luate și aruncate în foc. Vine ziua când toată durerea, tot necazul, toate lacrimile noastre vor fi luate, aruncate în foc și va veni o vreme când ne vom bucura împreună cu El. Nu o zi, nu un an, nu o lună, ci o veșnicie împreună cu El, slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui. Mijlocim pentru țara noastră, ne rugăm Domnului și nu e rău. Și dorim ca protecția Lui Dumnezeu să fie peste noi. Dar astăzi când m-am trezit cu un gând, am zis, Doamne, indiferent de ce va veni pe pământul acesta, noi nu știm, pentru că viitorul e al Tău. Și atât. Însă, în grătitura inimii noastre, cum e? Cetatea inimii, cum e? Cum se prezintă cetatea inimii tale înaintea lui Dumnezeu și cetatea inimii mele înaintea lui Dumnezeu? Gardul inimii tale e complet? Pentru că dacă nu-i complet, s-ar putea să intre vulpe. Și poate va fi pace în România. Și în inima ta război. Mi-a dat Dumnezeu cuvântul ăsta dimineață și am zis, Doamne, parcă mă tem prea mult să nu pierdem trupul ăsta. Și vin Matei 10 și ne spui că trupul ăsta poți să-l pierzi, dar cine pierde sufletul, pierde tot. Și cine pierde trupul acesta, ucis de mâna omului și câștigă sufletul, câștigă tot. Oare cum e cetatea inimii tale și a mea? Cum se prezintă cetatea inimii tale? Vor intra taurii din Basan? Va distruge ogorul? Ai milă, Doamne. Și plângi după toată viața o veșnicie. Ca bogatul acela care se uită spre cer. Că în sânul lui Avram e unul care a plâns pe pământul acesta. Care a suferit pe pământul acesta. Dar e fericit împreună cu Iisus. Ce pierzi? Ce mai lesne pentru tine? A pierde trupul? Sau a pierde sufletul? Cetatea inimii trebuie să fie după voia lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Că zice Pavel, noi nu trăim prin vedere, noi trăim prin credință. Că vine vremea când trupul acesta de carne va fi îmbrăcat într-un trup de slavă. Și ne bucurăm, zice Pavel, că și toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Și mai Iisus zice, dar suntem plini de încredere. Și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta. Ca să fim acasă la Domnul. Lăudat să fie Domnul! Încurajează Iisus! Aleluia! Bucură-te indiferent de ce va veni pe pământul acesta! Că e important e să fii cu Domnul acasă! Te cheamă Domnul! Atinge de jos în sus! Și vei fi fericit toată viața, o veșnicie cu El! Nu te îngrijora, dar... ci încrede-te în El! Că e Dumnezeul adevărat, care la cuvântul lui totul ia ființă. Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu se întoarce fără rod. Când vorbește Dumnezeu, tot cerul intră în mișcare, slăvit să fie El. Și vine înțeleptul Solomon în Eclesiastru și spune că o cetate a fost împrăsurată de un împărat puternic. Și a împresurat-o împăratul. Și parcă nu mai vedeau ieșire nici în stânga și nici în dreapta. Dar deodată folosește Domnul un om sărat, zice. Dar înțelept și prin înțelepciunea lui a salvat cetatea.
Poate Domnul printr-un singur om să câștige și să salveze România. Nu te teme! Că Domnul poate! Nu te teme de România, ci teme-te de cetatea inimii tale să fie după voia lui Dumnezeu. Să mă tem de cetatea inimii mele. Să ai gardul, împrejmuirea bine făcută. Că la granițele țării stau unii și alții, dar la granița inimii stă Iisus. Binecuvântat să fie Domnul. La granița inimii tale stă Împăratul care te-a creat. Aleluia! Care ți-a dat suflare. Binecuvântat să fie El. Și în Judecător, capitolul 1 și 2, și-a permis cineva să lase doi cetățeni în cetatea lui. Vă arăt eu drumul. Citeam și mă îngrozeam. Și le-a arătat drumul și a zis, voi avea milă de tine, arată-ne drumul spre cetate. I-a lăsat să intre în cetate. Și el a pierdut totul. Și de atunci cetatea aceea s-a numit Luz, care tradus înseamnă despărțire. Ce folos să rămână România în picioare și cetatea inimii tale să se fie despărțită de Hristosul adevărat? Ce folos că poți pierde totul într-o clipă, dar să-L ai pe El și când îl ai pe El ai totul de plin. Binecuvântat să fie Domnul. Să aducem trupurile astea trecătoare ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea Lui. Să ne ajute Dumnezeu să nu ne potrivim chipului veacului acestuia, ci să ne prefacem prin înnoirea minții, metanoie, că Dumnezeu când a încheiat un legământ cu El, ți-a dat o minte nouă. Ți-a trasat un traseu nou, o cale nouă, care toate duc spre țintă. Proverbe 16:4, căci toate Domnul le-a făcut pentru o țintă. Și ținta-i cerul. Amin. Să nu te temi că pierzi trupul de mâna omului. Că poți să fii împușcat și într-o clipă să mori. Sau poate fi varianta într-un cutremur și într-un minut să se ducă tot. Nu ne temem de carnea aceasta, ci inima noastră să fie în mâna lui Dumnezeu. Că cel cercetează gândurile și pătrunde toate închipuirile. Cine îl va căuta, se va lăsa găsit de el. Dar cine se va întoarce spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va părăsi. Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. Binecuvântat să fie El. Onorat să fie numele Domnului. Nu te teme, ci cetatea inimii tale să fie bine păzită. Cetatea inimii tale, ogorul să fie săpat cum vrea Iisus. Binecuvântat să fie El. Care e mărturia ta? Că se spunea despre mărturia lui Ioan. Ce ați venit să vedeți? O trestie aruncată în vânt? Ce ați venit să vedeți? Că e om, dar mare pe mine. Mărturia frumoasă a ta și a mea este numai atunci când umblăm cu Hristos. El e Dumnezeul păcii. El dă pacea. Și pacea se naște din trei lucruri. În primul rând, pacea se naște în urma neprihănirii. Isaia 32:17. Lucrarea neprihănirii va fi pacea. Roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Binecuvântat să fie El. În al doilea rând, pacea și bucuria se naște în urma credinței. Roman 15:11. Când crezi în El, când te încrezi în El, ești fericit. Când te crezi în El, ești binecuvântat. Lăudați pe Domnul toate noroadele. Imediat să vă citesc versetul acesta din Roman 15. Un cuvânt atât de minunat unde ne zice Domnul că atunci când crezi în El ești fericit. Cu 13. Dumnezeu nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Binecuvântat să fie El. Și în Evrei 12:14 zice acolo că pacea se naște în urma sfințeniei. Dacă ești sfânt înaintea lui Dumnezeu, dacă cauți să trăiești în sfințenie, vei avea parte de pace. Binecuvântat de fiel, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. E Dumnezeul păcii. 1 Corinteni 13 zice că El este un Dumnezeu, nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci un Dumnezeu al păcii. Binecuvântat să fie El. Neprihănirea se curgă ca un brâu care nu se apă niciodată. Proverbe 11 ne zice un cuvânt atât de minunat, că cel neprihănit va fi scăpat din strânturare. 11:22, hotărând cel rău, nu va rămâne nepedepsit. Dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Lăudați să fie Domnul!
Lăudat să fie numele Lui! Să trăiești neprihănit! Să aibă Dumnezeu o mărturie frumoasă despre tine, cum a avut-o despre Simeon! Cel mai frumos lucru! Să mărturisească Domnul despre tine, că ai o viață după voia Lui! Ești cel mai privilegiat om! Înainte ca în loc să fie luat la cer, a avut o mărturie bună! Nu făcută de om, nu făcută de împărat, ci făcută de însuși Dumnezeu! Aleluia! La Dumnezeu nu scapă nicio virgulă, frații mei! De oameni ne ferim, de împărați ne temem și ne ferim, de președinte la fel. Și poate că nu știe multe lucruri pe care le faci, dar de ochii lui Dumnezeu niciodată. Și mă gândesc la Daniel, poate s-a ferit de ochii împăratului, dar erau niște ochi care pretutinde și în permanență îl urmăreau și a zis, Doamne, viața mea trebuie să fie cum trebuie. Și a ajuns să fie pus la lei. Și acolo s-a dus Dumnezeu, s-a coborât în groapa lui Daniel. Și a zis, leilor, am o mărturie despre omul acesta. Nu vă permite, nu vă permite să-i faceți niciun rău. Că e omul meu. Dar de unde știi, Dumnezeule? Că atunci când a zis împăratul să nu se mai roage, el n-a fost interesat de porunca împăratului, ci a deschis ferestrele spre cer, spre Israel. Și a adus aminte că în Israel a fost botezat. Și a adus aminte că în Israel mergea cu părinții la biserică. Și a început să se roage. Și a zis, Doamne, nu vreau să trăiesc din amintirile mele, ci vreau să trăiesc cu tine. Cât de departe fi de casă, când ești cu Hristos, nu trăiești din amintiri. Când ești departe de casă și l-ai pe Hristos, trăiești prezentul. Chiar de va fi să fim luați, că nu știm noi ce se va întâmpla. Și oriunde te-ai afla, nu te teme, că ai plecat genunchii spre cer. Și Hristos e cu tine. Nu vei trăi niciodată din amintiri. Ei merg din putere în putere. Dar unde, Doamne? Chiar dacă suntem în Babilon și suntem cu Domnul și-L avem de partea noastră, mergem din putere în putere. Binecuvântat să fie Domnul. Dumnezeu întărește omul când trece prin vale. Și din valea întristării, a plânsetului, se va transforma în valea verata. Binecuvântare! Și când scrie Dumnezeu binecuvântare, binecuvântare rămâne în cronii, spune acolo ce binecuvintează Domnul. Rămâne binecuvântat și nimeni nu ce poate fura binecuvântarea aceea. Ce e al tău e pus deoparte. Dar nu că spune părintele, mama, tata, o moștenire deoparte, ci însuși Dumnezeu, bucata ta, locul tău, mă duc să vă pregătesc un loc, locul acela. S-a dus Domnul Iisus, l-a pus deoparte și a zis, locul acesta e pentru biserica Limanuri Bune. Asta e moștenirea mea pentru ei, locul acesta. Îi vreau cu mine la masă. Cine, Doamne, niște ologi ca noi, ca Mefiboset? Astfel de ologi sunt copiii mei. O, Doamne, Tu nu te uiți la ce izbește ochiul. Tu te uiți la inimă, Dumnezeule, și indiferent cum ești pe pământul acesta fizic, El privește la inima ta și te ia și te pune la masă cu El. Mefiboset, Biserică Limanuri Bune, de azi vei mânca cu mine la masă. Doamne, dar nu meriți, că-s handicapat de picioare. Doamne, nu merit, tatăl meu, te-a înșelat, Saul. Mefiboset, cele vechi s-au dus, sunteți făpturi noi. Am luat din învărmășala luptei, din lumea aceasta murdară. Și am aruncat totul, am dat totul să fie ars. Și v-am pus cu mine la masă. Că vine satana cu acuzații pentru Iosua în Zaharia 2:3 și spune, Doamne, uite el, Dumnezeule, cu haina murdară. E un tăciune, un cărbune, lasă că îl iau eu de partea mea, îl spăl, îi dau haine nouă, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Dacă Dumnezeu a luat haine,
haina plină de sânge din învărmășalea luptei și ți-a dat o haină nouă. Nu mai târâm păcatul lumii, nu mai târâi iarăși noroi, ci simte-te copil de împărat. Un copil de împărat are o vestimentație diferită, o gândire diferită, o creștere diferită. Haide să ne ridicăm în picioare și să spunem Domnului, Doamne, vrem ca cetatea inimii noastre să fie păzită de îngerii Tăi, ca să nu-și facă loc piespea, să nu-și facă loc vulpe, să nu mănânce lăcustele din ioieri noi, tot ce-i bun, să nu rămână burieni în inimile noastre, ci inimile noastre să fie conectate la izvorul curat. Aleluia! Și roadele tale și ale mele să fie leagă de vindecare pentru lume. Aleluia! Și când ieșim noi, creștinii pe stradă, să-i spui omului, nu te teme, pe Dumnezeu de partea noastră, lăudat să fie Domnul. Amin.